Atacuri succesive în timpul campaniei, dar și după ale lui Constantin Toma împotriva grupării Boșcodeală. Toma a jucat tare imediat după ce a fost ales și a declarat că victoria sa a fost împotriva găștilor mafiote formate în timp în jurul fostului primar. Este o victorie pentru toți buzoienii și o înfrângere pentru anumite găști mafiote, mai mult sau mai puțin politizate. O victorie foarte mare pentru că au fost foarte multe meciuri. Și consider că această victorie vine să pună capac unor așa mici lupte. Toma a dat de înțeles că i-a fost mai greu să învingă o grupare ostilă din PSD decât pe adversarii din celelalte partide. Atacurile lui Toma la Boșcodeală au continuat și în ultimele zile, când a acuzat fățiș mafia de la Direcția Economică din Primăria Buzău. Noul primar a făcut referire la ancheta DIICOT referitoare la ștergerea unor datorii ale unor firme din clientela fostului primar.